Noastre. Eu mă numesc Ion Manole, reprezint Asociația Promolex. Alături de mine este colega mea Nicoleta Hriplivă, avocat în cadrul Asociației Promolex. Astăzi v-am invitat pentru că în scurt timp, în câteva zile, vom celebra, vom sărbători 2 ani de la informațiile care au apărut atunci pe site-ul unei organizații din Tiraspol care se numește KGB sau Comitetul Securității de Stat, prin care opinia publică sau locuitorii din regiunea transnistreană au fost informați despre pornirea unui dosar penal împotriva organizației noastre. Informații, sincer să vă spun, până în ziua de astăzi, informații foarte clare nu avem nici până acum. În pofida și contrar tuturor de mersurilor și eforturilor noastre de a afla care sunt totuși acuzațiile, care sunt învinuirile aduse asociației noastre, la fel care sunt posibilitățile de a ne apăra drepturile și interesele noastre, inclusiv conform procedurilor legislației locale din regiunea transnistreană, deci am aplicat și am respectat procedurile și normele lor interne pentru a avea acces către aceste informații și pentru a putea să beneficiem de dreptul de apărare. De fapt, atunci când vorbim despre drepturile omului, trebuie să înțelegem că acest proces este unul foarte complex, este unul foarte dificil și continuu. Este nevoie ca, în primul rând, oamenii să cunoască drepturile omului pentru a putea să le apere, pentru a putea să fie informați despre drepturi, dar și despre proceduri. Acest exercițiu, în ultimul timp, observăm că este tot mai dificil, nu doar în spațiul post-sovietic, unde, spre exemplu, în Federația Rusă, organizațiile neguvernamentale, dar în special cei care apără drepturile omului, sunt considerați sau sunt forțați să se declare agenți străini, ori în alte state unde astfel de organizații, practic, întâmpină foarte multe obstacole atunci când vor să se înregistreze. Mai recent observăm anumite tendințe negative și în unele state europene în ceea ce privește funcționarea și activitatea organizațiilor de drepturile omului. Pe de altă parte, atunci când vorbim despre drepturile omului, populația, oamenii, cetățenii, trebuie să cunoască că acesta nu înseamnă doar dreptul la muncă sau alte drepturi sociale. Drepturile omului sunt mult mai complexe și trebuie să fie garantate de către stat, trebuie să fie foarte clare procedurile prin care atunci când are loc un abuz sau încălcare, persoana vizată, persoana are căror drepturi sunt încălcate, să cunoască cum își poate respecta sau restabili drepturile încălcate. De obicei, în regimurile nedemocratice, se operează sau se vorbește, se interpretează că drepturile omului în mare parte ar fi dreptul la muncă, alte drepturi sociale. Iată de ce nu veți întâlni într-un regim nedemocratic discuții, abordări, dezbateri privind libera întrunire, spre exemplu, sau libera gândire a omului, drepturile și libertățile fundamentale care permit oamenilor să se implice în viața politică și să contribuie la dezvoltarea comunităților lor. Eu consider că fără garantarea drepturilor omului, așa cum ele sunt prevăzute atât în Convenția Europeană, cât și în Declarația Universală a Drepturilor Omului, încet, încet ne putem mișca spre condițiile care au fost în evul mediu și acest lucru trebuie să facem cu toții tot posibilul ca să nu-l admitem, să nu se întâmple. Drepturile omului nu înseamnă, după cum vă spuneam eu, doar drepturile sociale. Acestea mai cuprind și drepturile culturale, drepturile politice și drepturile civile. Așadar, vestea cea bună pentru cei care locuiesc în state recunoscute este că, totuși, chiar dacă acolo există anumite regimuri nedemocratice, ei au acces la anumite instrumente internaționale prin care statele lor au anumite obligații și își pot corecta comportamentul sau situațiile, remedia situațiile care sunt grave, raportate sau vociferate de către societatea civilă, apărătorii drepturilor omului sau simpli cetățeni. Mai grav este situația celor care trăiesc, care locuiesc în zonele de conflict.
Iar Republica Moldova, din câte cunoaștem, are pe teritoriul său, de, practic de la independența sa, un astfel de teritoriu pe care nu-l controlează autoritățile constituționale. În acest teritoriu, practic, nu funcționează anumite reguli și norme ale dreptului internațional. Este o situație în care 25 de ani regimul de acolo deține controlul asupra teritoriului și își poate permite orice în ceea ce privește drepturile omului sau încălcarea lor. Problema nu este că în regiunea transnistreană se încalcă drepturile și în altă parte nu. Evident, tendința de a încălca drepturile omului o observăm oriunde, chiar și în statele democratice sau cu o tradiție democratică mai avansată. Important pentru noi este să existe acel instrument și acel mecanism de care vorbeam eu anterior, ca oamenii, atunci când se simt lezați în drepturile lor, să poată face uz de anumite instrumente eficiente pentru a-și proteja drepturile, pentru a-și apăra drepturile sau pentru a fi repuși în drepturi atunci când s-a constatat o încălcare gravă a acestora. Din păcate, 25 de ani în regiunea transnistreană, practic, nu există societate civilă care ar fi capabilă să monitorizeze după toate rigorile situația drepturilor omului și nu pentru că organizațiile de acolo nu ar fi capabile și profesioniste, dar pentru că regimul controlează absolut orice pas și fiecare acțiune care ține de discutarea sau apărarea anumitor drepturi, cu excepția celor sociale, după cum vă spuneam, este în mod automat tratată ca o problemă sau ca un atac asupra așa zisei statalități din regiunea transnistreană. Pe de altă parte, Tiraspolul, administrația de facto, refuză să discute orice problemă ce ține de drepturile omului, pe motiv că aceasta ar fi o problemă internă și nu ar trebui să fie discutată în formatul 5+2. Noi avem un dialog politic care durează de 25 de ani. Noi ne dorim și nu suntem împotriva dialogului politic, dar ne dorim ca acest dialog politic să conțină și să includă aspectele ce țin de garantarea drepturilor omului în această regiune. Și acest lucru poate fi început printr-un mecanism de monitorizare. Noi pledăm în continuare pentru ca organizațiile din țară, din regiune, dar și din afara țării, să poată avea acces liber în regiunea transnistreană, tocmai pentru a monitoriza situația și pentru a evidenția problemele. Scopul monitorizării nu este unul politic. Scopul monitorizării este de a informa populația despre anumite fenomene negative, dar pe de altă parte este și au și scopul de a ajuta autoritățile, indiferent acestea sunt recunoscute sau nu, să cunoască în ce direcție trebuie să mai lucreze, care lucruri sau unde trebuie să mai îmbre pentru a corecta anumite lucruri, ca într-un final situația să fie în așa mod încât cetățenii, locuitorii, oamenii aflați pe un anumit teritoriu să aibă garantate acele drepturi. Asociația Promolex a deprins opinia publică cu informații permanente, constante, în ultimii 15 ani, despre încălcările care au loc în regiunea transnistreană. Mai puțin s-a întâmplat acest lucru în ultimii 2 ani, pentru că la 17 martie 2015, practic, după cum vă spuneam, circa 2 ani în urmă, am fost informați despre faptul că nu mai avem acces în această regiune și activitățile noastre ar fi, într-un fel, un obstacol pentru statalitatea sau un pericol pentru statalitatea, așa zisă statalitate a regiunii transnistrene. Din start vrem să respingem orice acuzații pentru că apărătorii drepturilor omului, valorile democratice și drepturile omului în general nu pot fi un obstacol pentru exercitarea controlului asupra unui teritoriu. Din potrivă, aceasta trebuie să fie o condiție. Înainte de a trece la prezentarea nemijlocită a situației și cazului nostru și ce s-a întreprins, aș vrea să trecem puțin în revistă ceea ce a reușit Asociația Promolex în anii în care și-a desfășurat activitatea în acest teritoriu.
După cum cunoașteți, am început activitățile și în mare parte acestea au fost concentrate pe problemele de asistență juridică și reprezentare a victimelor în fața instanțelor locale, naționale, dar și internaționale. La momentul de față, avem la Curtea Europeană circa 53 de dosare în procedură, dintre care 40 așteaptă deja o decizie. Deci au fost practic epuizate toate procedurile și suntem în așteptarea deciziei finale. Iar în 4 cazuri avem o decizie finală deja, cunoașteți aceste toate cazuri, este vorba de cazul Catan, este vorba de Pisar, dreptul la viață, tânărul care a fost ucis pe podul de la Vadului Vodă, Casian, deci dreptul la proprietate, și Mozer, tortura în penitenciarele și condițiile din penitenciarele din Stânga Nistrului. Deci acestea sunt 4 dosare care deja au o decizie finală în care juriștii noștri au reprezentat aceste victime. Dar activitatea Asociației Promolex nu s-a limitat doar la activități de asistență juridică. De asemenea, noi când am ajuns în această regiune am înțeles că a promova drepturile omului și mai ales a le apăra fără o societate civilă activă și vibrantă în acest teritoriu va fi practic imposibil. Din aceste considerente, în perioada 2005-2009 am avut un program pentru societatea civilă. În cadrul acestui program am avut activități de instruire, de asistență individuală pentru organizațiile neguvernamentale, dar și grupurile de inițiativă din acest teritoriu. Inclusiv am avut regranting sau granturi pentru ONG-urile și organizațiile din această regiune. În paralel am elaborat mai multe ghiduri, am elaborat mai multe materiale foarte necesare pentru activitatea, dar și pentru dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale în acest teritoriu. De asemenea, am încercat să informăm populația, să educăm cetățenii din această regiune despre ce înseamnă drepturile omului, cum își le pot apăra. Și acest lucru a fost făcut inclusiv prin 4 școli de vară care au avut circa 850 de tineri din regiunea transnistreană ca participanți. Activitățile noastre în această regiune au deranjat întotdeauna administrația de facto și persecutările sau persecuția împotriva noastră, de fapt, a început prin intimidarea partenerilor și a colegilor noștri din această regiune. În mare parte, aceștia erau invitați la sediul KGB sau erau vizitați de către reprezentanții acestei structuri acasă sau la serviciu și cu ei, de regulă, avea loc o discuție, cum îi spun ei, amabilă, prin care persoanei îi se dădea de înțeles sau era intimidată în mod direct, că în cazul în care nu încetează activitățile sau participarea în cadrul unor activități ce țin de drepturile omului și mai ales organizate de către Asociația Promolex, atunci riscă să își piardă serviciul el sau soție sau soțul, ori alte probleme de ordin social și local. Din aceste considerente putem să probăm sau putem să amintim de anumite cazuri, este vorba de Popovski. Ne amintim foarte bine că acest tânăr a încercat să apere drepturile la proprietate pentru foarte mulți, pentru mii de țărani sau locuitori ai satelor din regiunea transnistreană, care cereau dreptul la proprietate pentru terenurile agricole. Presiunile au fost enorme asupra acestui tânăr, inclusiv asupra celor din anumite localități care încercau să ceară respectarea acestui drept. Până la urmă s-a finalizat cu percheziții la domiciliul lui Stepan Popovski, care până la urmă a renunțat la această activitate, înțelegând că nu are nici protecție din partea unor structuri internaționale, dar nu are nici garanții aflându-se acolo în teritoriu. De asemenea, amintim și despre conferința de presă organizată la Chișinău de avocatul Maimust, care până la urmă a fost nevoit să părăsească regiune. Ulterior a revenit. Este vorba iarăși de anul 2013, dar luna septembrie. Ulterior au fost înregistrate mai multe materiale video prin care erau defăimați activiștii locali și jurnaliștii care încercau să abordeze problemele drepturilor omului în această regiune. Și vă amintim despre cazul Buciatski. Sunt câteva materiale video plasate și elaborate de către sau sub
anonimat, așa zisul anonimus, în care, evident, se demonstrează că poșta lui electronică a fost spartă, deci s-a încălcat anumite drepturi ale acestei persoane, că informațiile cu caracter personal au fost difuzate, dar mai ales interpretate și scoase din context, pentru a defăima această persoană, pentru a o compromite și pentru a o lipsi de orice credibilitate în fața cititorilor, pentru că el era și jurnalist, dar și a opiniei publice în ceea ce privește activitatea sa de apărător al drepturilor omului. Acuzațiile împotriva lui au fost similare cu ale noastre, activități subversive împotriva statului. Ulterior, în decembrie 2015, un coleg de-a nostru a avut primele probleme, fiindu-i interzis accesul în regiune, atunci când se deplasa către beneficiarii noștri, cei care solicitau asistența noastră juridică și consultațiile juridice. Acest caz am crezut că va fi rezolvat rapid și ușor, pentru că nu erau înregistrate. Niciodată nu am înregistrat careva incidente neplăcute sau probleme pentru administrația de la Tiraspol. Întotdeauna am respectat legile și normele pe care le respectăm și trebuie să le respectăm oriunde. După cum vă spuneam, la 17 aprilie 2015, pe site-ul organizației respective a fost publicată informația prin care eram anunțați că împotriva noastră au fost deschise dosare, cu în pofida tuturor eforturilor noastre de a afla totuși cine se incriminează, care sunt procedurile, cum putem să ne apărăm aceste drepturi și interese. Până în momentul de față nu am primit răspunsuri foarte clare, ci dimpotrivă am fost purtați și aici va vorbi Nicoleta despre acest lucru. Ulterior, în susținerea asociației noastre, pentru că am depus eforturi să mediatizăm această situație, au venit mai multe organizații și rețele importante de organizații internaționale, cum ar fi colegii noștri și partenerii noștri din Suedia, Civil Rights Defenders, Federația Internațională a Drepturilor Omului, din care facem și noi, este o federație din care fac parte circa 200 de organizații din toată lumea. La fel, platforma Solidaritate Civică, parteneriatul Estic, prin intermediul Forumului Societății Civile, Frontline Defenders, care sunt foarte cunoscuți pentru că intervin în apărarea apărătorilor drepturilor omului. După o reacție din partea Asociației Promolex care a urmat la sfârșitul lui aprilie, am avut o altă reacție, o replică din partea domnului Lapitski, care reprezintă această structură din Tiraspol. Nu am încetat eforturile noastre pentru că considerăm este foarte important și vital pentru noi să ne apărăm bunul nume al Asociației Promolex, dar și interesele și drepturile, pentru că, după cum am spus, respingem din start orice acuzație. Nu ne simțim vinoveți, pentru că drepturile omului trebuie apărate și, grație apărătorilor drepturilor omului, oamenii cunosc și uneori își pot rezolva problemele pe care, pe altă cale, uneori acest lucru este imposibil. Deci, în această perioadă, în acești 2 ani de zile, am depus circa 20 de cereri și demersuri către așa numitele autorități de la Tiraspol. După cum v-am spus, chiar am făcut uz de instrumentele și actele lor normative locale. Am depus 11 cereri către autoritățile constituționale și 21 de apeluri către structurile și organizațiile internaționale. Ce rezultate am avut în urma acestor eforturi? O voi ruga pe Nicoleta să continue cu rezultatele acestor demersuri din partea noastră. Bună ziua din nou, mă numesc Nicoleta Hriplivi, activez în cadrul Asociației Promolex de la bun început, de la fondarea acestei organizații. Suntem destul de îngrijorați de ceea ce se întâmplă în ultimul timp. Cu regret, multe din cazuri care au loc în regiunea transnistreană nu sunt mediatizate. Dacă veți face un simplu search, căutare pe internet, nu veți găsi mare lucru despre regiunea transnistreană, despre drepturile omului, despre cazuri de violare a drepturilor omului. Respectiv, unica sursă de informație referitor la starea lucrurilor sau despre drepturile omului de regiune rămâne a fi societatea civilă, una independentă și una care, într-adevăr, profesionistul cunoaște ce înseamnă un drept al omului. În zonele de post-conflict și de conflict,
întotdeauna există anumite presiuni, respectiv atunci când există aceste presiuni și statul, autoritățile constituționale sunt sesizate în privința acestor presiuni, urmează să fie luate măsuri cât mai rapide și cât mai urgente. Ori interesul statului este de a monitoriza starea lucrurilor în aceste zone, se poate spune zone gri, deoarece această zonă este o zonă închisă, un regim închis în care, cum v-am zis, nu poți afla informații tare multe decât dacă te deplasezi acolo, dacă vorbești direct cu victimele. Recent am discutat cu unii reprezentanți în societății civile de regiune, cu regret am constatat că acea societate civilă care încearcă să crească, care încearcă să dezvolte în regiune, nu cunoaște în mare parte care sunt standardele internaționale. Ori odată ce pot, ca să apere un drept, trebuie să cunoști care sunt limitele sau care sunt limitele de ingerință a autorităților în acest drept și anumite standarde internaționale. Cu regret, nu cunosc că, de exemplu, violența asupra unei femei sau violența domestică este tortură. Sau nu cunosc, de exemplu, vizita reprezentantului MGB-ului sau KGB-ului la dânșin oficiu este anormal. Lor le pare că asta este o grijă manifestată de către așa numite autorități față de dumnealor. Și acest fenomen este foarte întâlnit în regiune. Probabil domnul Ilcincu o să ne confirme și o să vorbească pe acest lucru. Adică vizita, o mare parte, aproape 50% din persoanele cu care noi am comunicat din regiune, confirmă faptul că periodic sunt vizitați de către reprezentanții a structurilor de forță și în special a structurilor de securitate. NGB, KGB, cum se numeau anterior. Vrem să menționăm că după ce s-a întâmplat, după ce a apărut acel comunicat de presă și după, inclusiv, în special după comunicatul domnului Lapitsky, fiindcă facem un apel și către dumnealui, să reacționeze și să dea răspuns la toate solicitările pe care noi le-am expediat, dumnealui personal, să ne explice în ce suntem, care este temeiul, care sunt motivele pentru care a fost pornită urmărirea penală, cine este vizat în aceste, cine sunt vizați în membrii asociației în aceste urmăriri penale, deoarece chiar în comunicatul de presă, dacă îl veți vedea din 2015, se indică clar că în privința, pentru a investiga așa numitul fapt pe care el invocă, au fost pornite anumite, au fost înfăptuite anumite măsuri speciale de investigație. Cu toți cunoaștem că o măsură specială de investigație este aceeași urmărire, aceeași interceptare telefonică și așa mai departe. Adică noi nu cunoaștem în ce măsură suntem influențați de aceste măsuri investigative speciale de investigație pe care le aplică, ori lor au recunoscut acest lucru public. Acest fapt este confirmat, a fost confirmat și de către serviciul nostru de securitate, că într-adevăr orice deplasare, avem chiar și documentul scris, adică avem răspunsul că orice deplasare a noastră, a membrilor activi a Asociației Promolex în regiune, poate fi un risc, adică orice persoană poate fi arestată, reținută. Cu regret, noi de atunci nu am încercat să trecem, să plecăm în regiune, deși avem nevoie, fiecare are anumite legături de rudenie, de prietenie sau de oricare alte situații. La urmă, avem foarte multe victime care au nevoie de comunicare directă, de asistență directă și de comunicare directă cu membrii, cu apărătorii, cu avocații Promolex. Oricum, cum a spus domnul Manoliu, avem destul de multe dosare care au nevoie de asistență, de monitorizare și documentare a acestor cauze. La fel, a fost confirmat în această perioadă că urmărirea membrilor angajaților Promolex este în strictă legătură cu activitatea acestora în cadrul Promolex, adică urmărirea noastră este direct legată cu activitatea de apărător pe care o desfășurăm. Recent, noi, cum acum am menționat, începând cu 2015, am apelat la diverse structuri internaționale. Primul lucru care noi l-am făcut, bineînțeles, am sesizat marea parte a ambasadelor din acreditate de Republica Moldova, cu sediul în Chișinău. La fel am sesizat, în primul rând, am sesizat raportorul special al ONU privind protecția drepturilor apărătorilor, cu un apel urgent, prin care am solicitat intervenția dumnealui personală în cauza noastră,
Și la 7 decembrie, dumnealui a, împreună cu încă cu doi raportori, adică în total au făcut un apel comun, adresându-l acesta către autoritățile noastre, către doamna Ghercea, reprezentantul național al ONU în Moldova, către, și inclusiv către domnul Ignatiev, reprezentantul administrației regiunii Transnistrene. Către Ignatiev, dumnealor a solicitat să fie luate măsuri urgente în ceea ce privește restricționarea noastră în regiune, o stopare amenințărilor și urmăririi penale a Promolex, inclusiv a solicitat să fie informați în legătură cu ce suntem urmăriți, cine sunt vizați în aceste dosare și o informație detaliată despre aceste dosare. Cum v-am zis, noi am încercat într-adevăr să aflăm, să solicităm ordonanța de pornire, așa numită ordonanța de pornire a urmării penale. Am solicitat să ne se explice, să ne dea acces cu avocatul nostru. Am avut avocat și am încercat să-l implicăm în acest dosar, așa numit dosar penal. Nu ni s-a refuzat pe motiv că legislația lor nu prevede, adică nu admite avocați străini, doar cu asistența avocatelor naționali, din local de acolo. Încercând să găsim un avocat din regiune, cu regret când aud decis de KGB MGB, nimeni nu îndrăznește să intervină în astfel de situație. Concluzia a venit la sine, adică nu avem avocați din regiune care să ne asiste, avocații noștri nu sunt admiși în regiune și în acest dosar, suntem în fața unui blocaj total de informații, de nu ne putem apăra propriile drepturi nici acolo și nici în prezent, nici în partea cealaltă, din cauza că autoritățile noastre motivează că nu au posibilitate să ne apere drepturile în măsură în care ar fi binevenit. Este apreciat faptul că, după cum cunoașteți anul acesta, în 2016, Moldova a trecut printr-o revizuire universală, periodică. Este o procedură universală prin care fiecare stat membru a ONU trece pentru a vedea în ce nivel și-a îndeplinit toate angajamentele internaționale. Moldova a trecut în 2016 acest examen și apreciem faptul că la sesiunea de deschidere în cadrul deschiderii sesiunii, reprezentanții delegației Republicii Moldova au invocat și au adus cauza Promolex în vizorul întregii comunități internaționale, a vorbit despre cauza noastră, a solicitat asistență partenerilor internaționali, dar cu regret, mai mult decât atât, nu s-a simțit, mai multe acțiuni decât această declarație, noi nu am văzut. În continuare, în martie 2017 am încercat să abordăm problema protecției drepturilor omului și protecției în special apărătorilor în cadrul sesiunii Consiliului ONU, care a avut loc în martie 2017, și am solicitat totuși autorităților noastre să insiste pe includerea în agenda 5+2, formatul de negocieri 5+2, anume a chestiunii privind apărătorii Promolex. Ordin, nu pentru a ne lăuda, dar totuși noi am avut o activitate destul de impunătoare în această regiune. Am protejat și am adus în vizorul comunității internaționale, autorităților noastre, multe aspecte, multe probleme care pe anumită etapă au fost soluționate. De aceea, noi am făcut această sesiune, această conferință pentru a mai aduce aminte despre problema cu care se ciocnesc anume societatea civilă, ca să se ciocnește societatea civilă de regiune transnistreană. Ori dumnealor au frică probabil de a vorbi, deoarece la oricare chestionare sau oricare sondaj, care n-ar fi făcute, dumnealor sunt destul de reticenți de a răspunde la anumite întrebări sau de a aduce în publicul larg informația privind situația în care ei se află. În ultimii ani, începând din 2014 încoace, există o tendință la nivel internațional de a implementa acea declarație, dacă cunoașteți, este o declarație a ONU privind protecția apărătorilor drepturilor omului, care urmează a fi implementată la nivel internațional. Moldova, vorbesc spre mare bucurie a noastră, în 2017, adică la
finele sesiunii din martie 2017 a Consiliului ONU, a acceptat recomandările în cadrul acestei valori universale și a acceptat 6 recomandări privind protecția apărătorilor drepturilor omului. Cum se va face cum se va implementa aceste 6 recomandări privind apărătorii drepturilor omului? Noi încă nu avem o soluție clară, da? Dar cunoaștem cu toții că este necesitatea unui mecanism pe care urmează să fie implementat. Poate el deja există în cadrul legal, dar încă nu a fost implementat deoarece nimeni nu cunoaște, sau poate există necesitatea de a modifica o normă anumită sau de a adopta o lege specifică în acest sens. De aceea, voi da cuvântul un Manol pentru a spune care sunt solicitările pe care noi le avem către autorități, neconstituționale și constituționale. Da, înainte de a da citire acestor solicitări, aș vrea să mai adaug în acele discuții și materiale care au apărut în presa din regiunea transnistreană, din acele informații am înțeles că, de fapt, în mare parte, administrația de la Tiraspol percepe problemele de drepturile omului și mai ales discuțiile ceea ce privesc cazurile concrete de încălcare a lor, drept aspecte politice. Ori, din punctul nostru de vedere, nu pot fi tratate drept aspecte politice problemele grave cu care se confruntă și se întâlnesc cu oamenii din această regiune. După cum spuneam, fiecare om are drepturi egale cu noi din momentul nașterii și trebuie să aibă acele mecanisme sau instrumente prin care el să poată să-și apere drepturile consfințite inclusiv în Constituția de la Tiraspol sau legislația locală de facto de acolo. Cu părere de rău, pentru că există o foarte mare manipulare în regiunea transnistreană, dar mai degrabă aș spune dezinformarea populației sau neinformarea lor, și cetățenii sau locuitorii din această regiune, în mare parte, consideră într-adevăr că drepturile omului sunt sau poartă anumit caracter sau culoare politică. Iată de ce este necesară prezența și activitatea organizațiilor neguvernamentale, a jurnaliștilor liberi să poată să promoveze diverse idei și opinii, pentru ca oamenii să poată face diferența, să poată face alegerea pe care o văd ei. Activitatea noastră în ultimii 2 ani nu putem să nu spunem că nu a suferit. Impactul a fost unul negativ. Lipsa accesului în acest teritoriu pentru noi a reprezentat o problemă. În primul rând, nu am putut să fim prezenți în această regiune pentru a discuta cu victimele. În al doilea rând, pentru a documenta anumite cazuri. Iar de la distanță, monitorizarea nu mai este atât de eficient sau cuprinzătoare, așa cum cer metodologiile de monitorizare a situației drepturilor omului. Cunoaștem că, spre exemplu, colegii din Ucraina încearcă să monitorizeze de la distanță acțiunile și situația drepturilor omului în Crimeea sau în regiunea estică a regiunii Donetsk. Dar acest lucru este mult mai complicat decât prezența nemijlocită a celor din regiune. Ați auzit, spre exemplu, în ultimii 2 ani de zile, anumite cazuri grave prin care opinia publică ar fi fost informată despre anumite situații de încălcare a drepturilor omului din regiune? Nu prea. Nu pentru că ONG-urile de acolo nu cunosc sau nu vor să vorbească despre acest lucru, dar în primul rând, după cum vă spuneam, pentru că există foarte multă presiune asupra lor, nu li se permite să lucreze în sau cu subiecte foarte deranjante pentru administrația de acolo și, în al treilea rând, pentru că nu există mecanisme de protecție a celor care vorbesc. Și aici avem un caz concret sau unul din cazurile concrete este domnul Ilchenko, care atunci când a vorbit sau a scris propria lui opinie, a avut de suferit și el și membrii familiei sale, a stat în detenție, iar ulterior a fost nevoit să părăsească regiunea. Cunoaștem că foarte multe site-uri sau foarte multe mijloace media nu pot să-și desfășoare activitatea, fiind blocate în acest teritoriu. Iar cei care activau acolo și încercau să promoveze alte idei și alte viziuni asupra problemelor cu care se confruntă populația de acolo, au avut de suferit și au fost nevoiți să părăsească. Astăzi foarte mult sunt la Moscova, în Odessa sau la Chișinău. Ce vrem noi astăzi? Noi vrem să comunicăm că nu vom înceta
să ne apărăm drepturile noastre, vom încerca să depunem toate eforturile și demersurile noastre în continuare, având deja, după cum v-a spus și colega mea Nicoleta, reacții, dar și solicitări concrete din partea unor organisme internaționale, cei trei raportori ai ONU, Consiliul Europei. Noi credem și așteptăm în continuare că și alți actori, precum OSCE, Uniunea Europeană sau Ucraina, care este membru în acest format 5+2, vor atrage totuși atenția asupra acestei probleme și se vor alătura acestor demersuri și eforturi ale noastre și ale și reacții organizațiilor internaționale care deja s-au expus. Avem cerințe către acești actori și, în primul rând, către autoritățile Republicii Moldova. Domnului președinte, pentru că dumnealui a inițiat un dialog cu liderul de la Tiraspol, care este la fel și el un nou, vrem să credem că dacă președintele va aborda sau va încerca să abordeze problema noastră, lucrurile se pot rezolva. Noi suntem gata să discutăm, să clarificăm poziția noastră. Nu considerăm și respingem orice acuzație. Nu considerăm că am încălcat vreo normă etică, morală și mai ales juridică. De asemenea, cerem ca guvernul și mai ales biroul pentru reintegrare să continue eforturile lor. Noi le-am apreciat pozitiv, ele au fost destul de consistente, dar credem că este bine să se continue și în niciun caz să nu se ignore în continuare. Cerințele noastre către administrația de facto de la Tiraspol ar fi, în primul rând, către reprezentantul politic al Tiraspolului, către domnul Ignatiev, să răspundă totuși la întrebările noastre și la întrebările comunității sau organizațiilor internaționale, în special întrebările celor trei raportori ONU, raportori speciali ai ONU, care au fost adresate lor, să fie aduse explicații temeiurilor juridice, da? În baza căror norme și în baza căror acuzații au fost inițiate aceste proceduri împotriva noastră, pentru că acestea totuși presupun, din punctul nostru de vedere, și o încălcare a drepturilor și intereselor noastre legitime. De asemenea, să clarifice situația privind acuzațiile Comitetului de Securitate al regiunii, aduse atât organizației în general, cât și concret să ne comunice cine dintre colegii noștri, să ne ofere lista acelor persoane care sunt vizate în acest. Eu consider că după 2 ani de zile lipsa acestor informații nu este tocmai una adecvată și de aceea a venit timpul să ne comunice și să ne ofere posibilitatea, după cum spuneam, ca noi să ne apărăm drepturile noastre. De asemenea, avem o solicitare și către Comitetul de Investigație de la Tiraspol, la fel să fim informați despre dosarul nostru inițiat, să fim informați despre măsurile speciale de investigații aplicate în privința membrilor asociației noastre, după cum a declarat în pagina lor web. Deci noi nu avem un document în care ni s-ar lămuri astfel de situații și ni s-ar explica aceste aspecte. De asemenea, cerem, dacă totuși este un dosar pornit, să ne fie înmânată ordonanța de pornire, așa numitul dosar penal, inițiat împotriva noastră. Iar domnul Lapitsky, care conduce această organizație, să-i fie ridicată așa numită interdicție în privința membrilor Asociației Promulex. Deci cerem ca el să ridice, să anuleze acea decizie prin care nouă ni s-a interzis. Și vedeți, pe de o parte avem interdicția de a intra în acest teritoriu, pe de altă parte ne cheamă ca să clarificăm în fața lor aspectele ce țin de dosarul nostru. Este puțin confuz pentru noi și cerem clarificare în acest sens. Acestea fiind spuse, ne încheiem prezentarea noastră scurtă și vă invităm la o sesiune de întrebări, răspunsuri, comentarii, dacă doriți. Cauzele de nație, nu are care măsură va întâlna toate organizații, așa și este, de vă spuneți că de 2 ani practic nu aveți acces în regiune, care și așa este destul de puțin accesibilă. Ce se va întâmpla de acum încolo și ce vă face comunist? Pentru că vedeți că dumneavoastră spuneați, chiar dacă au fost mai multe mesaje din partea organizațiilor internaționale, nu s-a schimbat nimic. Așa este, vă mulțumesc pentru o întrebare foarte bună.
Noi trebuie să recunoaștem, nu avem soluția ca să o prezentăm. Și am văzut pe parcursul anilor au fost mai multe inițiative din partea societății civile de a veni cu anumite memorandumuri, strategii. Este foarte dificil să pui pe masă un document pe care l-ar accepta toată lumea. Din punctul nostru de vedere, și ceea ce facem noi, este să atragem atenția că în această regiune, care, după cum ați menționat și dumneavoastră foarte corect, este una închisă. Nu avem posibilități să apărăm drepturile omului, deci oamenii care locuiesc acolo sau care traversează regiunea nu au garanțiile minime pentru drepturile și libertățile lor. În al doilea rând, dialogul politic durează deja de 25 de ani. El nu mai poate exclude aspectele și elementele ce țin de respectarea drepturilor omului. Orice administrație, fie ea recunoscută sau nerecunoscută, trebuie responsabilizată. Ea trebuie să poarte răspundere pentru acțiunile și abuzurile pe care le săvârșesc agenții săi. Și atunci când vorbim de responsabilizare, scopul nostru, ca, mai ales ca apărătorii drepturilor omului, nu este să-l văd pe cineva, pe X sau Y, la închisoare. Scopul nostru este să arătăm problema și să invităm la dialog în așa fel încât să identificăm împreună cu organizațiile neguvernamentale din regiune, cu partenerii din afara țării, inclusiv colegi din Federația Rusă, colegi din Ucraina care au deja experiență sau competențe, pentru a găsi o soluție care ar putea fi acceptată sau ar putea fi promovată pentru a fi acceptată de către administrația de la Tiraspol. 25 de ani au trecut. Acest dialog mai poate dura alți 25 de ani. Și poate dura. Nu asta este scopul nostru, să-l oprim acum sau în timp apropiat. El poate dura alți 125 de ani. Ceea ce vrem noi este ca în această sau în timpul negocierilor și a dialogului politic, oamenii care sunt acolo să aibă garanții minime pentru respectarea drepturilor lor. Nu poți negocia având un teritoriu închis în care poți face orice cu oamenii. Deci atâta timp cât libertatea la întrunire, spre exemplu, libertatea de gândire, de a se informa, cunoaștem că ziarele din Chișinău sau din Ucraina nu au acces acolo. Iar oamenii, de ce nu, ar fi dispuși sau interesați să cunoască, și este dreptul lor, să cunoască informații, diverse informații din diverse surse. Nu doar ceea ce li se prezintă și nu întotdeauna aceste surse pot fi credibile sau adevărate. De aceea noi vrem ca în timpul, în paralel cu acest dialog politic, să inițiem activități prin care am putea identifica crearea unor instituții sau crearea unor instrumente eficiente prin care oamenii, la fel ca în altă parte, să poată beneficia de anumite garanții. Tot cum o lipsă realizează de riscul îmbrățirii respectării dreptului de om în regiune, cum vreau să spuneați că este vorba de drepturi sociale, culturale, dacă vă puteți să nu, spuneam că, de regulă, un regim nedemocratic preferă să se limiteze atunci când vine vorba despre drepturile omului la încălcări din domeniul drepturilor, dreptului la muncă, anumite drepturi sociale, motivând că nu există bani, că mai ales ei fiind nerecunoscuți, sunt izolați și au probleme și nu pot dezvolta regiunea pentru că există obstacole de ordin politic și economic. Dar este foarte important ca oamenii să cunoască și să poată beneficia de toate drepturile, civile, politice. Spre exemplu, dacă vorbim de drepturile politice, am văzut participarea locuitorilor din regiune la ultimele alegeri din Moldova. Deci interes pentru și un grup anumit, grup de oameni care locuiesc în apropiere, întotdeauna au participat sau întotdeauna au dorit să participe la alegerile desfășurate sau organizate de Chișinău. Pentru noi este foarte important ca dreptul lor de a vota să fie unul conștient. Votul lor trebuie să fie conștient. Pentru asta este nevoie ca ei să aibă acces la informații, să aibă acces la platformele concurenților electorale, să aibă acces la întâlnirile cu actorii electorali. Așa cum vin din Federația Rusă atunci când sunt alegeri, diversi politicieni din Federația Rusă și au acces în diverse grupuri și se întâlnesc cu alegătorii din această regiune, cred că acest lucru trebuie să fie valabil și pentru alegătorii care au cetățenie moldovenească sau ucraineană. Pentru că ei trebuie să se informeze din toate sursele pentru a-și putea face un vot conștient, pentru a fi capabil să aleagă conștient.
În plus, când permis să adaug, așa cum cresc standardele la noi, datorită mare parte a societății civile, fiindcă atunci când o societate nu este informată, ea nu știe ce drepturi are. Fiindcă în mare parte noi ne-am ciocnit cu acest lucru, adică oamenii, chiar și oamenii profesioniști, specialiști în anumite domenii, ei nu cunosc nivelul de protecție, nu cunosc ce trebuie să aibă, ce drepturi trebuie să aibă, cum pot fi le protejați. Atunci când o societate nu este informată, este ușor de manipulat. Și atunci când îi întrebi, sunteți mulțumiți de nivelul de trai sau sunteți mulțumiți de nivelul de protecție a drepturilor omului, normal că ei vă zice în mare parte da, fiindcă ei nu cunosc că există și o altă lume, o altă parte a monedei mult mai bună decât cea în care ei trăiesc. Deci scopul nostru a fost nu doar critica asta goală, da, de dragul criticii. Noi am criticat doar pentru ca să promovăm sau să provocăm acele autorități ca ele să se pună accent sau să ridice acele standarde care acum sunt în regiune. Ori sistemul judiciar din regiunea Transnistreană. Cunoaștem foarte bine, este un sistem neindependent. Ori chiar în Constituția lor se indică clar că garantul sistemului judiciar este președintele. Ori puterea executivă nu poate garanta independența unei alte puteri, puterile judecătorești. Ele sunt separate, ele sunt independente. De aceea, scopul nostru a fost întotdeauna de a stimula, de a garanta creșterea celor standarde de protecție drepturilor omului, anume în regiune. Și ei ar fi trebuit să fie mulțumiți pentru asta, adică să colaboreze cu societatea civilă, să accepte cele critici dacă se consideră ca și cum o structură, da, de stat pe care, mă rog, noi nu o recunoaștem, deoarece știm cu toții că avem un teritoriu integru. Dar odată ce ei tind spre asta și strică la orice colț că sunt cum sunt, trebuie să respecte anumite standarde și trebuie să crească spre, să tindă spre a le respecta, dar nu a închide sursele de informație și a crea o zonă și așa închisă, mult mai închisă decât ea a fost. Adică, simplu căutare în Google, veți uita că nu veți găsi practic nicio informație în afară de ombudsmanul lor, care o mare parte de raport este laudă și odă administrației și mai departe. Nicoleta, m-a provocat puțin la aspectele ce țin de justiția din regiune. Eu vreau să spun că noi, cei din Chișinău, putem foarte bine să comparăm ce se întâmplă în justiția din Moldova. Și am spus-o, drepturile omului se încalcă practic oriunde, da? Sau este tendința de a fi încălcate. Deci orice administrație, orice regim are tendința de a încălca anumite drepturi. Vedem cu cât greu obținem sau reformăm instituțiile noastre, dacă putem spune că le reformăm. În mare parte, deocamdată, simulăm acest proces. Dar, după atâtea documente semnate de către Republica Moldova, cu obligații asumate la nivel internațional, cu suport financiar și nu numai, în privința reformelor care trebuie să le realizăm în justiția din Moldova. Și tot mai avem cazuri grave, tot mai avem probleme foarte serioase la acest capitol. Atunci, ca să facem doar o mic exercițiu, ce se întâmplă în justiția din regiune, unde practic din perioada sovietică nu s-a schimbat nimic, practic în mare parte nu există mecanisme de control, în care în mare parte aceste instituții nu au fost instruite și nu sunt instruite conform ultimilor rigori, pentru că drepturile omului, evoluția, în genere, situația, evoluează și respectiv și justiția evoluează, mai ales la capitolul drepturile omului. Iată de ce, evident că justiția din regiune are nevoie de societate civilă, are nevoie de observațiile societății civile și noi regretăm foarte mult că administrația de acolo respinge și continuă să se autoizoleze în ceea ce privește observațiile apărătorilor drepturilor omului, efectuate prin observare și prin monitorizarea cazurilor, dar și reprezentarea lor în instanțele de judecată. Alte mecanisme mai eficiente eu nu cunosc. Dar sunt mai multe dosare. Vă referiți la dosarele penale? Nu cunoaștem. Deci noi avem doar două cazuri. Cel care vă spuneam noi în decembrie, când unui coleg de-a nostru i-a fost interzis accesul în regiune și respectiv ne-am adresat și am aflat că este dosar. Iar ulterior, în aprilie, deja a apărut informația, dar până în ziua de astăzi nu este clară. Și noi spuneam că suntem foarte, sunt într-o confuzie totală, nu cunoaștem nici câte dosare, nici câte persoane sunt acuzate, nici care sunt acuzațiile și nici care sunt procedurile prin care noi ne putem apăra
interesele și drepturile. Avem doar câteva răspunsuri pe care ne se spune clar că noi avem interdicție, adică membrii asociației, представителям Парамалек, sunt временно ограничен в связи с нежелательностью пребывания на территории ПМР. Explicații de ce și în următorul cu ce, nu se indică, ce termen. Nu știu, poate domnul Ильченко, если вы желаете что-то добавить, вы можете... Мне не совсем удобно просить, может быть, слово в качестве адекватности перевода. Можете подойти, конечно. Если это возможно, я хотел бы, совершенно не обязательно, я охотно сделаю это слово. Микрофон, хорошо. Я принесу стул. Садитесь. Спасибо, доктор. Прежде всего, я хочу выразить огромную и искреннюю благодарность и дому Ломаноле, и всей организации «Промалекс» хотя бы за то, что я сейчас нахожусь в этом зале, имею возможность беседовать с вами, а не нахожусь в гораздо менее приятных местах, находящихся в Тирасполе, как правило, в подземных помещениях. Фактически «Промалекс» сыграл огромную роль в моем вызволении из тюрьмы, куда меня отправило КГБ. Но в данный момент я не хотел бы говорить о своих злоключениях, а хотел бы немного дополнить выступление, очень полное, очень интересное, полное фактов господина Маноли. Но господин Маноли юрист. Он излагает некоторые вещи юридическим, строгим юридическим языком, отчего у человека, далекого от юриспруденции, возникают вопросы. Ну, в самом деле, вот там произвол, но ведь и тут вы можете столкнуться с произволом. Ведь и здесь, в Молдове, тоже все далеко не идеально. Я попробую очень простыми словами объяснить разницу между тут и там. Понимаете, там вас могут просто употребить в пищу, в буквальном смысле, если захотят. Для этого достаточно желания даже не так называемого президента, не так называемого министра. Я вас уверяю, что на уровне начальника отдела КГБ или начальника отдела милиции такого желания совершенно хватит. Причем я подчеркиваю свое, могут сделать все, что угодно. В буквальном смысле абсолютно все. И когда вы, если вы останетесь живы, или ваши родственники, если вам не повезет, пойдут жаловаться, они примерно на второй ступеньке упрутся в потолок. Потому что они столкнутся с тем, что им прямо скажут, что здесь у нас независимое государство, нам на все эти западные непризнанные законы глубоко наплевать. Нас это совершенно не интересует. Если вы столкнетесь в Молдове с произволом, вы всегда сможете апеллировать вплоть до Европейского суда. И возможности найти правду у вас значительно больше. Дом Маноли совершенно справедливо говорил о том, что 25 лет попытки вести переговоры с властями Тирасполя оканчиваются фактически ничем, потому что, с одной стороны, они имитируют какие-то реформы, имитируют какую-то правозащитную деятельность, но все это имитация, и одновременно дезинформируют население региона, фактически зомбируют его, и одновременно дезинформируют международные организации, изображая вот эту деятельность. К сожалению, позиция Молдовы за эти 25 лет не была достаточно решительной. Позиция Молдовы была направлена фактически на частичное признание этих господ, то есть они признавались стороной переговоров, с ними велась экономическая деятельность. Я очень рад, что сейчас постепенно в Молдове зреет понимание того, что такой подход концептуально неверный. И замечательный, еще раз хочу сказать, замечательный доклад, который сделал дом Маноли, который подготовил «Промалекс», это еще один кирпичик в эту стену. Так вот, я полагаю, что для того, чтобы были достигнуты какие-то успехи, должна быть сменена концепция. Переговоры можно вести с людьми, живущими на том берегу, и с гражданами Молдовы, и с гражданами других государств, разъясняя им, что означает для них сближение с Молдовой. А что касается властей, де-факто администрации этой территории, то я полагаю, что следует вернуться к, собственно, совершенно очевидной концепции. Они никто,
они бандиты. Их статус должен быть равен статусу террористов, захвативших заложников. С террористами ведут переговоры только по одному поводу. На каких условиях они сдадутся и какое смягчение будущего наказания они получат в случае сдачи. И мне кажется, что постепенно осознание необходимости вот такой концептуальной смены переговоров зреет в Молдове, и доклад Промолекс, работа Промолекс постепенно приближает нас к этому. Я прошу извинить, что я позволил себе вмешаться в ваше выступление. Большое спасибо, добрый Маноль, что позволили. Așa, pentru că suntem în criză de timp, eu vreau să vă mulțumesc pentru prezență, pentru interes și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru a continua eforturile în vederea obținerii accesului în regiune în scopul continuării activităților noastre de promovare, dar și apărarea drepturilor în această regiune. Mă gândeam, poate ar fi bine și un mesaj către Federația Rusă. Cunoaștem că Federația Rusă este foarte activă în ultimul timp, solicitând anumite intervenții în ceea ce privește discutarea problemelor sau inițiativei de a avea un control comun la vama ucraineană sau segmentul transnistrian al hotarului Republicii Moldova. Eu mi-aș dori foarte mult ca Federația Rusă, așa cum se implică în astfel de situații, să se implice și pe aspectele ce țin de drepturile omului. Atunci când sesizăm problemele de drepturile omului, să vină, să ceară, să insiste ca administrația de Tiraspol să corecteze lucrurile care încalcă sau care duc la încălcarea drepturilor omului. Și cred că anume Federația Rusă este actorul cu cea mai mare putere de convingere, ca să nu spun altceva, a regimului de Tiraspol să respecte normele și literele dreptului internațional. Mulțumesc!